Ionica, iau-te și învăț legăvoi de căpâniu ce mă țădus în vechi este aici. Neam de neam în eu, lufărăt. Eu mă jur pe sănătatea lui bunelul meu care a murit cu 50 de ani înapoi, că n-am furat eu. Eu o trebuie de atât înțegăm să furi Nica, noi dacă furăm, mă păfurăm. Dar de este el și ăsta-i pătretul lui Ștefan cel Mare. Eu mergem și l-am găsit. Cum la cine l-am găsit? L-am găsit la unul în buzunar, că erau mai multe la dânsul. Și eu am crezut că Ștefan cel Mare s-a pătrețit, a fost la fotograf, că trebuie să ducă pe la Leș, pe la Unguri. Și zic, cred că-i trebuie pașaport. Și omul zic, cred că-i pierdut fotografiile, dar nu știu că ești slei. Și eu știu că slei și ești slei, că nu mușcă. Dar n-am furat. Și eu l-am băgat mâna în buzunar la om și dacă i-am scos și nu am zis nică, zic, cred că nu-i trebuie omului. Și am început să-l căpi Ștefan cel Mare. Zic că să-i dau lei înapoi, să-i dau pătretul. Poate omul și știe, a fost la fotograf, s-a îmbătat, poate, și după ce s-a îmbătat, nici nu știi, poate omul prăpădită este. Am îmblat și am întrebat de unul și de altul și m-am uitat la zi și zic, uite măi, ăsta-i Ștefan cel Mare când avea 100 de ani, că-i scris aici, 100. Și am găsit și de 50 de ani când avea Ștefan cel Mare. Și am găsit și de 500 de ani când avea Ștefan cel Mare. Și de 5 ani, și de 1 an, și de 10, și de 20. Dar el cum dracu arată că e ca pe tot pătretul, tot așa arată. Când avea 1 an, tot așa, și când avea 500, tot așa. Și am umblat prin tot Chișinăul să-l găsesc pe dânsul. M-ați găsit voi pe mine să-i furați pătretele omului. Și dacă nu l-am găsit, am întrebat de unul, am întrebat de altul. Zic, băi, unde-i Ștefan cel Mare? Unde să-l găsesc? Dar unul știe și mi-a spus? Unul a spus că el a fugit cu Leonida Lari, ca și eu zic că s-a măritat cu Ștefan. Și pe urmă altul mi-a spus că nu, băi, că el a fugit de la dânsa înapoi și a venit în Chișinău și s-a suit pe chiatră. Și șede de pe chiatră și am fost să-l găsesc. Și l-am văzut pe chiatra aceea și de așa cu o cruce în sus și cu saghi în jos, așa mândru, parcă era la alegeri, măi! La alegeri numai așa l-am văzut pe Ștefan cel Mare. Eu credem că vor să-l aleagă și pe dânsul ceva. Și acolo, la monument, strigăm la Ștefan cel Mare, cum ședea el mândru, așa eu strigăm. Măi, de Ștefan, e mărietă, de pătrete, de atâle, de când avea 100 de ani. Poate și-o ai de cel de la 500 de ani. Că bă, uzit, că tu, cum te-ai mărit, tăi suratul, băi, cu Leonie Dălare? Dar pă, tu ești cu 500 de ani mai mare, când ți-ai poți să zic tată. Poți să zic și tăcă, băi. Și pe cum? Dar ia că voi ziceți că eu am furat. N-am furat. Că gândiți-vă, o casă de copii am, amuia de-am și ei mai îmblă prin buzunării oamenilor. Eu la șeful pieței trebuie să-i dau? Trebuie să-i dau numai decât că eu sunt pe teritoria lui. Eu, la polițistul cel care ne păzește, că sfărăm în liniște, trebuie să-i dau. Și rămân cu Nică, că eu nu-s zgârcit. Numai așa-l zgârcit plătește de două ori. O dată la poliție și o dată la bandiți.